Ziua și bine v-am găsit. Fac acest film mai mult ca reper personal, dar o să vi-l prezint. Am venit să dau sirop la albinuțe. Acum am ușurat un pic accesul. Mă uitam așa pe la urdinișe să zboară vreo albinuță. Uite, ies un pic la... au nevoie de apă. Dar sunt vreo 6 grade numai afară, deci e foarte răcoare. Eu o să le dau acum sirop și o să vă arăt cum am pregătit lăzile de data asta, fiindcă o săptămână doar la asta m-am gândit cum să pregătesc, să le pot da mai ușor sirop. Și o să vă arăt imediat. Iată aici, ca să pot să nu... răcească cuibul, cu toate că este un orificiu destul de mare. O să vin și le dau sirop. Fiind așa frig, am încercat să țin și să le fie cald. Să le fie cald și să pot să le dau și siropelul. Așa. Vor veni și vor bea de acolo. Fiind frig, ele s-au retras. Din păcate, este foarte frig și ramele din margine le-a părăsit. S-a retras pe puiet. Am păstrat împachetajul. Acum doar un sirop. Și apoi vin ele la el, că au nevoie de apă. Iată, aici am doi nuclei care iernează unul lângă altul. Am găsit așa să le pun. Albinuțele sunt acolo. Iată, am reușit în 10 minute să dau sirop la toți. Din păcate e frig. Asta este. Mă bucur că n-am intervenit în lărgirea cuiburilor. Acum mergem înainte. Iată, uleiul esențial este atât de puternic încât albina iese și la 6 grade. Caută sursa oare, de unde o fi. De aceea iese la urdiniș acum, dar se vor retrage, văzând cât e de frig. Cam atât. Bine că putem, dar oricum o să dau seara când nu e frig, ca să nu provoc niciun deranj în agitația albinei, fiindcă ea e foarte atrasă de aceste uleiuri. Bine, până data viitoare, numai bine!